Am primit multe comentarii că vreți să vedeți un generator de hidrogen instalat pe o mașină. Eu, personal, am montat pe mașina mea personală un generator de hidrogen în urmă cu 8 ani, 10 ani și a funcționat foarte bine. O să vă arăt imediat despre ce generator este vorba. Dimensiunile sunt 110x110 mm și au o grosime de 1,5 mm. Cele noi au 1 mm. Dar diametrul interior este de 90. Nu este acest generator, este vorba despre un generator făcut astfel de plăci. Astea sunt plăcile, am și un videoclip unde sunt schițele. Este inox, dar nu este inox 316L, este 304L. Nu este atât de bun ca generatoarele făcute din inox 316L. Asta este materialul care îl găseam acum 10 ani de zile. Haideți să vă arăt despre ce este. Nu uitați să vă abonați, urmăriți până la sfârșit, dați like, coment și distribuiți. O să vă arăt exact ce am făcut în urmă cu 10 ani pe mașina mea. Acesta este chipul EFI, este de la Volo, este foarte, foarte ușor de instalat pe orice mașină, vine cu o schemă, se conectează la mufa OBD2, este simplu de instalat. Ăsta este butonul care aprind și sting generatorul de hidrogen. Haideți să vă arăt și exact despre ce generator este vorba și cum l-am conectat, să vedeți și voi. Este un generator format din 25 de plăci cu 4 contacte plus și 3 minus, iar câte 3 neutre între ele. Consumă cam în jur de 7 amperi, consuma atunci. Am încercat să-l pun cât de jos am putut pentru ca conductele de apă să aibă cădere, să circule foarte bine apa până în vasul de apă și înapoi, să-și facă oarecum răcirea. Din vasul de răcire am plecat într-un filtru de compresor. Acesta nu dă voie aburilor să treacă, apa nu trece către motor. Și am mai adăugat încă o siguranță, un filtru de motorină care și acesta oprește aburii dacă ar fi să treacă. După care am plecat și m-am conectat imediat după filtrul de aer. Însă am schimbat locul de conectare a gazului, l-am conectat aici, înainte de calapetă și am avut rezultate mult mai bune. Vizualizați până la sfârșit, în continuare veți vedea consumul redus de pe mașina mea. Să fiu un copil,
O să vă las și schița exactă, dacă vreți să îl copiați. Nu este greu, este foarte ușor. Vreau să vă mai spun că încă am această mașină care ați văzut-o. Momentan am dat jos generatorul de hidrogen pentru un alt proiect. Urmăriți-mă, abonați-vă și veți vedea despre ce este vorba.
Hmm?